Iată, prieten, că revin și eu din nou. Din nou afară. Abia am așteptat. Uite, că verde, tot frumos. Am să o las pe soar mea să vă arate. Ai onoarea. Vezi cum îl fac cât să nu termin bateria prea repede. Deci, începem cu terasa. Mă rog, un fel de terasă. Exact, Bogdan. Masa, un televizor, dar așa, geamurile care dau în, camera mea, floarea, altă floare foarte frumoasă și în spate, în fin, floarea, altă floare roz foarte frumoasă, asta nu știu ce, și altă floare, și Bogdan, și altă floare. Totul este verde. Aici mai avem un copac care, din păcate, n-a dat roade. Struguri care de-abia aștept. Bolta, un alt copac. Alt copac, că avem mai copaci. De aici, de acolo, drept în față, ajungem bicicletele, ajungem în casă. Pe acolo luăm în spate. Mă duc și în spate? Deci mă duc și în spate? Bun. Aici sunt niște chestii, niște lemne. Vinciușmeaua. Bolta cu struguri. Și mergem. Este foarte cald afară. Bun. Aici avem un copac, nu știu ce e. Ceva, nu știu. O altă bicicletă, niște butoaie în care să se pună murăturile. Aici tot ceva zarzăr, aici un zarzăr mai mare, dar din păcate a bătut vântul și a plouat și nu mai are absolut nimic în el. Vișinul, care a copt. Gutui. Avem găinușele, foarte frumoase. Și avem și porc, ce să vedeți. Dar cred că doarme. Niște acolo. Bea apă. Bun. Acolo este vecinul, dar care nu e acasă. Cel copac este cireș, efectiv. Și foarte mișto. Aici avem magazia noastră. Acolo este magazinul fratei meu. Și asta cum este spatele casei, ca să zic așa. Și da, mergem înapoi. Care e Bogdan. Cei care este nu știu. Ce frumos se vede verdele. Aici a fost o cușcă de papagal, dar a murit. Și acolo avem niște chestii, pleuștean, mărar, ce-o fi. Și iată, revedere. Ok, prieteni, sper că v-a plăcut. Formea cam bâlbâită și cam rapidă, dar sper că ați înțeles ceva. Am vrut să vă arăt cam așa frumos priveliștea asta, verde tot, e foarte frumos. Și... i-am pus cameramana. Cameramanul.